Bună tuturor, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am pentru voi un clip special. Sunt așa emoționată și entuziasmată să filmez clipul de astăzi, pentru că este vorba de o colaborare împreună cu alte trei fete. Eu am mai văzut genul acesta de clip și pe canalul Simonei Bujor, care în urmă cu ceva vreme a postat un clip de tip colaborare împreună cu alte două persoane. Au fost așa un trio foarte frumos, mi-a plăcut foarte tare ideea, așa că răspunsul meu a fost pozitiv atunci când mi-a scris Luminița de pe canalul Lumea lui Lumii și a propus să ne adunăm mai multe fete care nu mai locuim în România și să răspundem la întrebările tagului românesc. Eu nu mai auzisem de acest tag înainte să-mi scrie ea, așa că am căutat repede, am văzut despre ce este vorba și mi s-a părut așa o idee foarte bună. Ea i-a propus și Andreei de pe canalul Andreea Viață de Mămică. O să vă las și o poză cu canalul ei pe aici, dar nu uitați că vă las link-uri către canalele fetelor și un cutiuța cu descrieri. Ulterior, eu i-am propus Rebecăi Mânzală să ni se alăture în această colaborare și a răspuns pozitiv. Pe Rebecca o cunoașteți, am avut o colaborare pe acest canal, o colaborare dulce și dacă nu ați văzut încă filmulețul respectiv, o să vă las un link în cutiuța cu descrieri. Rebecca și-a propus să facă vlogmas anul acesta, așa că vlogmasul ei o să debuteze cu tagul acesta românesc, pentru că filmulețul acesta va fi postat pe 1 decembrie, toate vom posta la aceeași oră și eu sunt foarte încântată și nerăbdătoare să le văd și clipurile lor. Cu ocazia asta vreau să le spun tuturor românilor la mulți ani de Ziua Națională a României și nu doar românilor, ci și acelor persoane care locuiesc în România și chiar dacă nu au cetățenie română, gândesc, trăiesc și simt românește. Bun, și hai să începem. În ce oraș te-ai născut? M-am născut în județul Buzău, dar nu m-am născut în oraș. Întrebarea numărul 2, locuiești în România sau ai emigrat în altă țară? V-am spus deja mai devreme că ne-am adunat 4 fete care nu mai locuim în România. Eu locuiesc în Belgia de aproape 2 ani. Întrebarea numărul 3, care este orașul sau zona turistică preferată? Păi, în primul rând, România este țara preferată, să zic așa, și deși sunt o iubitoare a litoralului, când vine vorba de plimbări, îmi place zona de munte, îmi place Transfăgărășanul, îmi place Transalpina, dar îmi place și zona asta de cazanele Dunării. Da, nu pot să aleg ceva preferat. Iar ca oraș, aș spune Sibiul și Brașovul, mi se pare cele mai tari, deși n-am fost niciodată în, nu știu, Iași, pe acolo. În zona aia nu prea am fost. Întrebarea numărul 4. Ce particularități au limbajul și accentul din zona ta natală? Toți cei care nu sunt din Buzău consideră că Buzău face parte din Moldova. Și nu știu din ce motiv buzoienii se agită așa și nu prea le convine când li se spune că fac parte, că sunt moldoveni. La un moment dat s-a trasat o graniță imaginară la MEC și până de la MEC în sus sunt moldoveni, de la MEC spre București nu mai sunt moldoveni. Dar ca să răspund la întrebare, în Buzău se folosește o leacă în loc de puțin și pe la țară, nu știu, ghine, chestii de genul ăsta, nu știu să vă spun altceva, dar mie personal mi se pare că nu avem un accent. Deși, nu știu, spuneți-mi voi în comentarii, vouă vi se pare că am un accent? Poate am avut și poate între timp mi-a dispărut, dar nu știu ce să spun. Întrebarea numărul 5. Care este mâncarea românească preferată? Păi, aș spune sarmalele, însă sarmalele nu sunt deloc românești, sunt 100% turcești. Sarma înseamnă a rula sau ceva de genul. Și eu credeam că sunt românești, dar nu, nu sunt. Deci aș spune cozonacul, pentru că cozonacul este românesc. Fasolea bătută cu fasolea aia cu ceapă așa pe deasupra. Vai, ce poftă mi s-a făcut, îmi plouă în gură. Așa. Ciorba de perișoare, nu știu dacă este românească, dar da. Sunt multe. Bine, mie îmi place. Nu sunt foarte pretențioasă la mâncare, atâta timp cât are gust, eu aș putea să mănânc orice. Îmi plac clangoși și îmi place
îmi place plăcinta cu brânză, plăcinta cu mere. Oh. Numai, gata. Hai să trecem la următoarea întrebare, pentru că salivez aici, bălesc pe telefon. O personalitate românească pe care o admiri, nu știu să vă spun, pentru că nu am cântăreți preferați, nu am actori preferați, nu mă uit la televizor, nu știu ce personalități, că personalitățile ies așa ca ciupercile după ploaie sau cum se spune, cam așa ceva. Deci nu știu ce să vă spun. În principiu admir oamenii care fac bine fără vreun interes ascuns. Întrebarea numărul 7, cântărețul, actorul preferat. Așa cum am spus, nu am un cântăreț și un actor preferat. Întrebarea numărul 8, care este primul lucru care îți vine în minte atunci când spui România? Acasă, acolo este familia mea, acolo vreau să locuiesc pe viitor, nu vreau să rămân pe aici prin străinătățuri, pentru că, nu știu, mie acasă, pentru mine acasă este România. Acasă întotdeauna o să fie în România și sper să ne mutăm cât de curând în România. Întrebarea numărul 9, canalul românesc de YouTube favorit. Urmăresc, bine, majoritatea pe care o urmăresc sunt români, nu toți sunt în România, dar nu știu să vă spun un canal preferat, pentru că urmăresc canale total diferite, atât canale de beauty, cât și canale de gătit, nu știu să vă spun. Îmi vine acum Jamila Cuisine în minte, pentru că pe canalul ei mă uit foarte des în ultima perioadă. Bun. Și ultima întrebare. Ce te face mândru că ești român? Mi se închide camera. Bun, am rămas la ultima întrebare, întrebarea numărul 10. Ce te face mândru că ești român? Noi avem o grămadă de oameni de calitate care nu vor recunoaștere și asta mă face să fiu mândră că sunt româncă, pentru că dacă faci un bine, nu trebuie să știe toată lumea că ai făcut un bine ăla. Avem o grămadă de voluntari care ajută alți oameni, care strâng gunoaiele pe care le aruncăm în ape. Din păcate, noi avem acolo la conducere oameni care nu mă fac mândră, așa că persoanele care mă fac mândră sunt persoanele care nu sunt în lumina reflectoarelor, care nu vor să... care fac bine pentru că așa vor, nu pentru că vor recunoștință sau așa. Cam astea au fost toate întrebările, mă bucur foarte tare că ați fost alături de mine. Voi când vedeți clipul acesta, eu o să fiu pe canalele fetelor să văd clipurile și mai ales răspunsurile lor. Sunt foarte curioasă de răspunsurile lor, sincer. Mi se pare că au fost niște întrebări care, deși par așa simpluțe, cumva îți dau de gândit. Vreau să-i mulțumesc Luminiței pentru că a venit cu această idee să facem această colaborare și vreau să-i mulțumesc și Andreei și Rebecăi pentru că au acceptat să facem această colaborare. Nu uitați că în cutiuța cu descriere vă las linkurile către canalele lor și să mergeți și pe canalele lor. Sunt sigură că o să găsiți ceva să vă placă, pentru că toate trei sunt mumici și toate trei au o grămadă de informații utile pe canalele lor. O să vă las și într-un comentariu fixat linkurile către canalele lor. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să-mi dați un thumbs up. Dacă nu v-ați abonat încă, vă invit să o faceți. Iar dacă sunteți noi pe acest canal, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Sper să rămâneți și sper să fiți alături de mine să mă susțineți. În cutiuța cu descrieri vă las întotdeauna Facebook-ul și Instagram-ul meu, deci puteți să mergeți să mă urmăriți și acolo. Aveți grijă de voi, iar noi ne vedem în clipul următor. Bye!